2016 o să avem întâlnirea în România și am considerat că ar fi oportun să depun candidatura proiectului nostru la proiecte pilot pentru ca să avem la întâlnirea care va avea loc în martie un punct despre proiecte societale ca să ne lăudăm și noi față de partenerii noștri că suntem responsabili și că venim cu ceva nou. Orașul Tătunjiu și localitățile. Yes, when we are live, we are quarreling a lot of them. Products. Yes, many, many products, but we should have. Suntem la Târgu Jiu, în cadrul unui proiect pilot societal, coordonat de Asociația Educația pe tot parcursul vieții. Proiectul se numește WAKE și este realizat în parteneriat cu o serie întreagă de organizații din Europa care se ocupă de domeniul educației. My name is Maria Sitarska, this is Magda Krasinska-Sova, we are from Poland. And we came from Turin, and the organization that sent us is WSSB. In our country, in our city, it's in Jelgava, work for seniors are organized in four directions, I can say in four directions. I'm Kristina, and we four are from Lithuania. I am very happy to see you today in our house. I hope you like here. I hope we have many things to talk about. Unul dintre punctele forte ale proiectului este capacitatea de a implica în activitățile sale o serie de actori locali, precum primăria, Consiliul Județean, diferite organizații locale din Târgu Jiu. Proiectul oferă, în primul rând, accesul la educație unor persoane care, în general, sunt excluse din ofertele formative, și anume persoanele peste 50 de ani. Am înțeles că se face un curs de IT pe voluntariat și eu mă bucur că l-am făcut, că am avut șansa să cineva să mă ajute să-l fac, pentru că singur, oricum, n-aveam șansă. Și la vârsta mea, era păcat că ies mâine, poi mâine la pensie și nu știu să folosesc un calculator. Dar acum mă descurc. Nu sunt un profesionist, dar mă descurc destul de bine. Deși proiectul nostru, la prima vedere, este un proiect educațional, atinge și probleme de responsabilitate socială. Și de aceea am participat la un parteneriat cu organizația REPER. Am stabilit un plan de acțiune cu obiective clare. Concret, cum am lucrat cu doamna Popescu și cu toate celelalte proiecte? Am realizat, practic, un standard constituit din 36 de indicatori, organizați în 4 domenii de intervenție. Deplasările au fost ca pietoni în timpul activității, partenerii au venit cu trenul, le-am explicat că trebuie să folosim produse locale, chiar am insistat la organizatorii noștri de la Consiliul Județean să caute cești ca să pună cafeaua în cești, că nu aveau decât pahare de plastic și au plecat prin birou și au strâns ceștile. Masa a fost pregătită de voluntarii colegiului. Produsele sunt locale, sunt tradiționale, sunt pregătite de voluntarii școlii și au fost expuse pe platouri ceramice din zona Gorjului. Zacusca este făcută de mine acasă, pregătită acasă. Salata de vinete de sora mea acasă, salata de icre de o colegă tot acasă. Brânza este din gospodăria personală, proprietate personală a unei colege. Salata verde. I think the project is very environmental friendly. First of all, we are working for seniors and they teach us the slow life, the idea of slow life, I think. Then we sent all of us emails. We try to organize workshops in the daily life, it's very important. We try to recycle materials, use them again, try to note on them or something. And I think that we try to be age-friendly, and this is why we try to also be environment-friendly. This is all in common, I think.
un'organizzazione che sappia sfruttare al meglio le proprie risorse sociali, ambientali e che abbia una particolare attenzione per lo sviluppo sostenibile è sicuramente un'associazione che riuscirà a collaborare meglio con le altre associazioni sia a livello locale, nazionale, ma soprattutto a livello europeo, perché penso sia molto importante che a livello europeo si crei un network di associazioni che utilizzano questo linguaggio, si servono di questa etica e sfruttino questa risorsa che la sostenibilità ci offre. Per questo penso che progetti come Repair 21 siano molto importanti a livello europeo per creare una nuova cultura e una nuova forma di sviluppo sostenibile e che ci dia anche delle opportunità di creare nuovi progetti, nuove opportunità di lavoro e di formazione. Which is outside? Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.